Salutare ascultătorii ai podcastului Vocea Superblog. Bine v-am găsit la o nouă ediție. Îl avem astăzi invitat pe Cosmin Răileanu, fondator și manager general al vindemieftin.ro. Salut, Cosmin, și bine ai venit. Salutări, bună Claudia, bine v-am găsit, dragi ascultători. Eu sunt Cosmin Răileanu, reprezint Casa de Comenzi, mai pe înțelesul vostru, și vindemieftin.ro, cum a spus și Claudia. Da, deja ne cunoaștem de câteva ediții bune, participanții constanți la competiția noastră vă cunosc și totuși încă mai avem destule de descoperit despre Vindem Ieftin, așa că aș vrea să ne povestești un pic, Cosmin, despre conceptul vostru inedit, să ne spui cum și în ce moment, să zicem așa, ați decis să lansați acest nou proiect. Îmi place așa de tare să povestesc despre Vindem Ieftin, cum a luat naștere, care a fost începutul. Cred că de fiecare dată spun cu aceleași emoții poveștile, că le privesc din mai multe unghiuri, așa. Dar esența e aceeași. În principiu, Vindem Ieftin a pornit dintr-o nevoie pe care eu am avut-o la un moment dat când mi-am construit casa. Și mi-am dat seama prin ce trece un client atunci când are nevoie de materiale de construcție. Pot spune că un client este pur și simplu neglijat atunci când are nevoie de materiale de construcții și toată lumea, toți din jurul lui de fapt cu care interacționează în construcția unei case, îi vor banii. Nu-i urmăresc visele, ci pur și simplu banii. Noi ne-am gândit să oferim ceva diferit și să fim prieteni și să fim alături de clientul acesta hărțuit, să zic așa. Deci, în concluzie, suntem alături de clienții neglijați, de clienții care au muncit pentru acele sume de bani pe care le investesc, și încercăm să-i consiliem să-i cheltuiască cât mai corect, cât mai să investească banii aceștia, să fie nu o cheltuială neapărat, ci o investiție, pentru că materialele care le cumpără cu o mai mare atenție și o mai bună consiliere pot prelungi viața lucrării, să zic așa. Conceptul a luat naștere în 2014. Am început cu 4 colegi. Nu știam ce vrem, nu știam încotro, nu știam ce furnizor o să avem, pur și simplu eram într-un întuneric. Am reușit an de an să aducem în portofoliul nostru clienți, furnizori, să câștigăm încrederea clienților noștri. Am oferit lucruri inedite și experiențe foarte plăcute unora dintre clienții noștri, altora probabil nu le-am reușit să le livrăm cât și-au dorit, probabil, sau cât și-au pus speranțe în noi, dar overall așa am încercat să fim corecți, transparenți și cât mai serioși cu plaja noastră de clienți. Iar acest lucru se vede că l-am făcut destul de bine prin faptul că pur și simplu avem o recurență destul de mare din partea clienților care au cumpărat de la noi, plus recomandările celor care au cumpărat. În concluzie, ce face Vindem Ieftin? Mai pe scurt, Vindem Ieftin vinde materiale de construcții într-un mod unic în România. Pur și simplu scurtează lanțul de la fabrică sau importator, adică prima mână, primul furnizor, la clientul final sau la antreprenorul care construiește sau își dezvoltă afacerea lui. Aceștia sunt clienții de obicei ai depozitelor clasice și ai hipermarketurilor mari. Iar acești clienți, clar, sunt clienții cumva neglijați, pentru că nu se negociază prețul produselor în funcție de cantitate.
Asta voiam să te Cam asta rog, facem. Cosmin. Aș vrea să punctăm exact cum procedați voi, astfel încât clienții vindem ieftin să nu mai fie neglijați, să se simtă cu adevărat ajutați, să aibă această investiție, cum spuneai, și nu doar o cheltuială oarecare. Practic, cum decurge o comandă pe site-ul vostru? De la punctul A până la final. Până la final. Bun. Ca să punctăm din prima, pentru că în general comerțul online este bazat pe magazine online. Ei bine, la noi este o conjunctură și, să zic așa, un cuplaj între partea de tehnologie, digitalizarea și partea umană, consilierea și, de fapt, consilierea umană, consultanții noștri. Deci ce facem? În principiu, Vindem Ieftin nu este un site de vânzare directă. Nu are coș de cumpărături și clienții nu pot adăuga produsele cu un anumit preț clar în coș. Așadar, Vindem oarecum Ieftin este un... contraintuitiv, nu? Pentru Da, un exact. Despre asta e vorba și asta trebuie lămurită foarte bine pentru că scriitorii nu trebuie să confunde lucrurile. Nu Da. avem prețuri fixe. Pentru că nu putem să vindem materiale grele în România, în orice locație din țară, cu același preț. Cu cât este mai aproape clientul de fabrică sau de furnizor, cu atât prețul este mai mic. Cu cât cantitatea este mai mare, cu atât prețul este mai bun. Deci sunt niște variabile pe care noi le putem afla de la client doar în urma unei identificări ale nevoilor lui. Deci, în principiu, clientul intră pe site, vede prețurile și gamele de produsele, de produse pe care noi le vindem, dar prețurile sunt pur informative. Sunt între anumite valori, valori minime și valori maxime. Și cum îi Clientul explicați vede clientului acele acest valori. aspect? Unui client Poftiți? obișnuit, zic, cum îi comunicați clientului vostru acest aspect, având în vedere că de obicei este nu deprins să meargă în magazine, știu și eu, de bricolaj sau pe unde își caută Da, materiale, se da, uită la raft, exact. vede un preț, nu cred că se pune problema de negociere în cazul respectiv sau Așa zic și, reduceți. așa zicem și noi. Da. Ideea este în felul următor, că noi avem o plajă de clienți destul de mare. Adică ne adresăm și constructorilor, ne adresăm și clienților finali, ne adresăm și arhitecților, dar și antreprenorilor care își dezvoltă business-uri. Adică își face un clientul, un antreprenor, un restaurant sau o hală sau un spațiu de depozitare sau un service. Acesta nu are istoric cu un furnizor de materiale de construcție. Și atunci o ia de la zero, pur și simplu. Se duce și caută el la furnizorul, primul furnizor care îl găsește în cale. Ei, la noi ce face? Clientul intră pe site, vede ce oferim, vede cum livrăm, vede diferența de preț între aceste două valori, minim și maxim. Și atunci noi îi explicăm destul de clar. Prețurile diferă în funcție de cantitate și zona de livrare. Avem un formular în care clientul își lasă o listă cu materiale și cu cantități. Numărul de telefon și transmite cererea. Cererea ajunge în sistem la noi. Un consultant preia cererea. Mai dă un telefon la client, mai culege niște informații, pentru că dacă clientul este în centrul Bucureștiului și nu are acces tir, marfa trebuie să vină cu 2, 3, 4 camionete, ceea ce înseamnă o altă ofertă față de un tir care ar intra și ar lăsa toată marfa. Deci aici este vorba de identificarea corectă a nevoilor pe care clientul nostru le are. Cât de tare se grăbește, ce finisaje vrea, ce culori vrea, ce caracteristici, ce garanție, ce rezistență la foc. Deci, în momentul când îți construiești ceva, nu ești, n-ai cum să, ori ești constructor să știi ce vrei, ori dacă ești client final sau construiești ocazional, trebuie să fii ajutat și consiliat. Iar noi aici am punctat foarte, foarte mult pentru că am ajutat clienții prin întrebările care le punem să-și dea seama de ce nevoi au. Și în funcție de nevoi, am conturat oferta cea mai bună pentru aceștia. Așadar, vorbim Deci, în despre principiu, oferte personalizate, de fapt. da, și vânzare consultativă.
Bun, am lămurit acest aspect. Așadar, da. Discutați, își face o listă cu materialele de care are nevoie, da? Sau o construiți împreună. Este un formular de comandă de, da, la fiecare produs de pe site-ul nostru. E un buton vrea ofertă. Se deschide un formular în care scrie cantitatea, produsul și numărul de telefon. Nimic mai mult. Bun. Ce se întâmplă după ce plasează comanda? Comanda, cum am spus și puțin mai devreme, ajunge în sistem. În sistem, într-un sistem integrat CRM. De acolo consultanții preiau aceste cereri în funcție de specificații, produse, categorii și contactează clientul. După ce contactează clientul și culege informațiile, acesta, consultantul, verifică și stocurile din zona de unde am ofertat, astfel încât să vedem și în cât timp putem livra. Ei, pe baza acestor informații, noi conturăm oferta pe care o transmitem la client împreună cu un termen estimat de livrare. Dacă clientul e de acord cu condițiile noastre, se emite factura pro forma, clientul plătește, achită factura pro forma prin mai multe modalități care le punem la dispoziție, iar apoi începe, la confirmarea plății, începe procedura de livrare. Sau dacă se execută pe culoare, pe dimensiuni și sunt produse care necesită un proces de fabricație, se dă un termen de execuție din fabrică și de livrare. De obicei, nu știu, 3 zile pentru un acoperiș, o săptămână, 2, 3 pentru panouri sandwich, în fereste, general, tâmplărie. În general, care sunt marjele privind termenul de livrare? Vorbim de, nu știu, zile, săptămâni? Se livrează în funcție de produse. Se livrează de la 24 de ore. Pot fi termene, de exemplu, acum în perioada aceasta la panouri sandwich, am avut termeni și de 3 sau 4 săptămâni pentru panourile sandwich, pentru hale, pentru debitări conform dimensiunilor care dorește clientul, pentru că sunt produse industriale și sunt sume destul de mari, iar acolo e un proces de fabricație, e o fabrică, un flux tehnologic care e deja setat și optimizat astfel încât mașina aia să nu stea. Și atunci vă dați seama că nu așteaptă nimeni o comandă, ci e pur și simplu o planificare acolo, ca lucrurile să funcționeze optim. Iar atunci ne adaptăm și spunem clientului încă din timp că putem să-i oferim preț, putem să-i oferim produsul conform nevoilor și caracteristicilor pe care acesta le dorește, doar că termenul de livrare nu este imediat, pentru că produsele aflate în stoc nu îndeplinesc condițiile care le cere clientul sau proiectantul sau arhitectul care le-a pus în plan. Normal, anumite lucruri se execută conform cerințelor din proiect. E foarte greu să găsești stoc la produse industriale, în mod normal. Corect. Și mai ales, dar noi nu vindem doar produse industriale. Vindem și acoperișuri unde este fix același lucru. Doar că la acoperișurile de țiglă metalică sau țiglă ceramică, producătorii s-au adaptat foarte bine și livrează chiar și în 24 de ore un acoperiș debitat pe model și dimensiuni și culoare cum le vrea clientul. Deci acolo perfecțiunea. Mai au să inventeze livrarea cu drona și s-a rezolvat. Așteptăm, da. Bun, să zicem că am în plan să ridic o căsuță de vacanță, poate, și implicit am nevoie de mai multe materiale de construcții, de diverse tipuri, probabil îmi imaginez de la diversi furnizori. Asta înseamnă că vor ajunge, cred, în mai multe tranșe, nu? Exact. Marfa pleacă de la fiecare furnizor către client. De fapt, ce se scutește în cazul ăsta? Se scutește încă un intermediar care ar avea cheltuieli. Imaginați-vă că un depozit clasic are oamenii lui, logistica lui, stocurile, termene de plată, pierderi, o grămadă de chestii, care, de fapt, înseamnă 15-17% cheltuieli cu acea chirii, utilități, angajați și așa mai departe. E cheltuieli, probabil, exact, costuri
care se reflectă tot în preț. Ei, și acest lucru se întâmplă și la hipermarketuri. Deci noi cumva ocolim depozitul și comerțul tradițional. Știu că e foarte complicat de înțeles pentru clienții care sunt obișnuiți să cumpere tradițional. Doar Este că un nouă li alt s-a model demonstrat că e, de business pentru piața da, e un nou matrimonială. model de business, exact, e un model pentru clienții care prețuiesc viața și timpul lor și preferă să nu împingă căruțul prin hipermarketuri și să stea la cozi și să cumpere poate cu același preț sau poate cu un preț chiar mai mare decât la noi. Și atunci oamenii pun în balanță, preferă să trimită o listă, să fie consiliați uman, să li se răspundă la telefon, să comunice pe WhatsApp cu consultanții noștri, o discuție liberă, o comunicare normală. Și atunci clienții, când își construiesc o casă, se spune că atunci când îți construiești o casă, când o construiești pe prima, la a doua o să fii as. Cam așa e. Și o să Deci, economisești foarte mult. prima e de Dar antrenament. majoritatea nu ajung. Prima e de antrenament, exact. Dar majoritatea clienților nu ajung la a doua casă, că îți trebuie o viață să muncești, să strângi bani pentru o casă. Și atunci când vine meseriașul și spune, pfu, stai că știu eu pe cineva care îți aduce materialele ca lumea la un preț bun. Păi deja acolo ai 10-15% din start ai pierdut. Și mai e o problemă atunci când vrei de fapt să n-ai bătăi de cap, atunci ai bătăi de cap. Pentru că dai banii toți la o firmă de construcții să-ți facă cu tot cu materiale. Și în momentul când dai toți banii la cineva, acel cineva, nu contează cine este, are tendința să rămână cu cât mai mulți bani. Și atunci o să pună materiale mai slabe în operă, sau mai ușoare, sau mai subțiri, sau astfel încât să tu să vezi lucrarea, dar de fapt el să rămână cu mai mulți bani. E o chestie omenească. De asta tot ne sfătuim clienții să cumpere separat materialele și să negocieze separat manopera, ca să aibă totul sub control. Și Bun. dacă sfătuim clienții încă de la fundație, e posibil, și dacă ne ascultă, e posibil să economisească și nervi și bani pe toată durata proiectului care îl face. Cosmin, dacă înțeleg eu, ați lansat în 2014 conceptul Vindem Ieftin. Iată, sunt de atunci 6 ani. Cum s-au obișnuit clienții cu acest nou mod de lucru? Sau cum i-ați obișnuit? Clienții noștri s-au responsabilizat în primul rând. În sensul că au înțeles că dacă vor să vi le vină mașina cu macara în fața porții și să li se descarce cărămida cu macara că așa se poartă, trebuie să scoată 1.000-1.500 de lei în plus față de situația în care ar veni tirul și ar căuta el un motostivuitor în zonă și ar costa doar 100 de lei sau 150 de lei să descarce tirul. Deci asta însemna o economie de 1.350 de lei aproximativ la un tir banal de cărămidă, să zic. Ei, asta ce înseamnă? Că am făcut front comun cu clienții, astfel încât să depună și ei un anumit minim efort și noi un efort și în concluzie aceștia să economisească, să obțină condiții mai bune decât sau mă rog, să aleagă, dar una este să ți se propună două variante și să alegi pe cea mai benefică pentru tine. Cumva s-a creat o relație de comoditate între noi și client. Au înțeles ce facem, ne-au verificat, au venit recomandările altor clienți care au cumpărat și atunci cumva merg lucrurile de la sine. Pentru că oamenii la un moment dat vorbesc între ei și este una dintre cele mai bune reclame care o poate avea o firmă. Să vorbească clienții despre produsele lor și despre ce au descoperit și despre faptul că el este unul dintre puținii din sat care au riscat să cumpere online și uite ce economie a făcut. Și atunci tot satul vine după el și cumpără de la noi. Uite, sunt niște satisfacții uimitoare și nu vă ascund faptul că avem clienți care pur și simplu sunt în vârful dealului, cresc animale sau au, nu știu, o atitudine care nu ar trăda că ei cumpără online și aceștia sunt clienții noștri. Deci am ajuns până la cel mai îndepărtat client. Așadar, se pot Iar livra asta ne materiale de motivează construcții și în să... vârful dealului.
Sigur, sigur, sigur. Se poate livra oriunde, orice, mai puțin lemn. Partea de lemn nu o acoperim, pentru că ne place foarte mult natura, vedem ce se întâmplă cu pădurile noastre și suntem foarte înverșunați și nu încurajăm tăiatul de material lemnos brut. Deci cherestea nu am vândut și nu o să vindem niciodată. Cosmin, voi participați cu vindemieftin.ro la Superblog deja de 6 ediții, dacă zic bine. Avem 3 ani de colaborare. Ce v-a determinat să participați, să ne susțineți în calitate de sponsor și ce reprezintă această experiență pentru voi? Claudia, relațiile, din câte știi, se fac între oameni și nu numai. Prin intermediul vostru am cunoscut blogării care au scris despre noi. I-am cunoscut cu adevărat, așa cum au transmis emoția prin articolele care le-au scris, poveștile lor, de fapt. Iar asta cumva a creat dependență pentru noi și cred că o să rămânem foarte mult timp de acum încolo conectați, pentru că pot spune că unul dintre motivele pentru care noi am crescut sau un anumit procent de care s-a datorat cumva creșterii noastre, îi se datorează vouă, comunității voastre și tuturor celor care au scris despre noi. Noi am livrat la început cumva mai puține informații și nici noi n-am știut direcția în care mergem. Dar pot să spun că acum lucrurile s-au schimbat, avem o mai mare experiență și cred că putem să oferim povești și direcții foarte, foarte bune blogărilor voștri, astfel încât să creeze povești din ce în ce mai spectaculoase. Cred că comunitatea voastră e unică și transmiteți emoție în business, nu numai o transmitere rece de articole. Mulțumim, Cosmin, și asta ne și propunem toți. De fapt, ne și hrănim cu această emoție. Articolele ne mobilizează, ne motivează și pe noi să ducem tradiția mai departe și ne bucurăm că putem face asta împreună și cu voi. Apropo de superblogări, ce le recomandați concurenților din toamna aceasta și mai ales începătorilor care poate nu vă cunosc? Noi le recomandăm tuturor blogărilor pentru că să-și pună întrebarea de ce sunt aici în primul. Este foarte important să ne dăm seama de ce facem un lucru. Iar eu cred că răspunsul cel mai clar este că fiecare este aici pentru pasiunea lui. Noi suntem aici lângă voi pentru pasiunea noastră. Blogării care scriu articole, sunt lângă voi și în această comunitate pentru că au o pasiune. Iar articolele care le scriu sunt, de fapt, hrana spirituală pentru ei. Așa că le recomandăm tuturor, indiferent de probă, indiferent de cât de plictisitoare sau cât de motivantă este proba, să participe. Prima regulă știți întotdeauna că este să particip la o probă sau la un concurs sau la loto. Pur și simplu trebuie să fii acolo. Dacă nu iei premiul, măcar rămâi cu experiența. E o treaptă pe care fiecare dintre bloggeri o poate urca cu încă un articol scris, cu o poveste, cu o emoție transmisă. Așa văd eu lucrurile. Deci le recomand tuturor cumva să fie acolo pentru fiecare sponsor și să trăiască povestea lui. Da, uite, așa ne putem până la urmă cultiva pasiunile împreună și învățăm unii de la ceilalți. După exact. Scrierea articolelor, blogării investesc timp, energie, pasiune pentru fiecare probă la care participă, însă urmează inevitabil și partea de jurizare. Unde voi aveți sarcina să evaluați și să departajați articolele?
În măsura în care te-ai implicat în acest proces alături de colegii tăi de la marketing, cum a fost această etapă a jurizării și ce aspecte sunt în special importante pentru voi? De ce criterii țineți cont atunci când departajați? Cred că cele mai importante criterii când facem o departajare sunt în primul rând cele de respectare a regulilor pe care le-am pus de la bun, dar ține foarte mult la transmiterea, la înțelegerea business-ului și la traducerea business-ului nostru în urechile clientului, în urechile consumatorului, așa. Adică realitatea exactă și realitatea clară a ceea ce încercăm să obținem cu clienții. Cred că ăsta este unul dintre criteriile cele mai înalte de departajare. Cumva să transmitem exact ceea ce fac. De aici pleacă. După care vine partea de creativitate, care nu este nici aceasta de neglijat. Iar povestea trebuie să fie, să o ții minte, nu știu. Cred că asta diferențiază. Poveștile emoționante, copilăria, amintirile. Am citit câteva probe de pur și simplu nu puteai să rezisti, să nu se ridice părul pe tine. Așadar, da, acel articol care vă impresionează, practic, sau acele articole, probabil în general sunt mai multe, care vă marchează, care vă rămân în suflet după lecturare. Da, e o sarcină foarte grea, scuză-mă că te întrerup. Adică, cred că nu știi prin ce trece un sponsor atunci când trebuie să departajeze, pentru că toate sunt speciale. Fiecare a scris acolo, adică se văd cei care s-au implicat și care au depus eforturi să înțeleagă, să transmită emoție. Doar că sarcina cea mai grea este ca la Vocea României, să elimini, să elimini, să elimini și să rămână 5 sau 3 sau câți am avem acum. 3 sau... Da, noi pe parcursul celor 20 de ediții ale competiției, într-adevăr am fost alături atât de concurenți cât și de juri și știm că este dificil pentru fiecare, pentru că toți se încarcă emoțional, toți depun efort și pasiune și apoi vine și etapa în care inevitabil juriul se bucură pe de-o parte, uite ce de articole frumoase avem, iar la partea de departajare devine mai complicat atunci când trebuie selectați câștigătorii. Așa că, deși nu am jurizat niciodată și nici nu am cum să o fac, îmi interzice regulamentul, am auzit de foarte, foarte multe ori, majoritatea jurilor ne-au spus că, într-adevăr, acest proces este foarte, foarte dificil. Foarte, da. Pot să confirm și eu lucrul ăsta, e foarte. Bun, în ediția de toamnă aceasta, din câte am aflat eu, aveți și niște noutăți de comunicat, atât superblogărilor cât și publicului larg. Ne spui puțin despre ce este vorba? Da, avem ceva proiecte în derulare. Despre asta, cred că nu. Asta vrei să afli? Da, exact. Ce noutăți propuneți în da, perioada avem două aceasta? Proiecte, da, avem două proiecte noi, să zicem, și unice în România, pe care le-am, unul dintre proiecte deja e lansat, celălalt va fi săptămâna viitoare. E vorba de divizia de beton. Este un proiect prin care ne ajutăm clienții să toarne de la stații direct. Adică mai pe scurt și mai clar, aveam clienți care ne întrebau dacă avem beton. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să-i ajutăm și pe partea aceasta, pentru că întâmpină foarte multe dificultăți în comunicarea cu stațiile care vând beton. Și ne-am făcut din
din Trasta o prioritate și am încheiat câteva contracte la nivel național cu că am depistat un segment de clienți care au nevoie de mai multă atenție. E vorba de antreprenori, e vorba de manageri, e vorba de oameni care, pentru care timpul este foarte, foarte important. Atunci am creat un grup privat, adică o posibilitate de a-și crea un grup privat pe WhatsApp împreună cu consultanții din departamentele de unde acesta dorește să cumpere. Adică, mai exact, dacă avem un client care vrea beton, cărămidă, coperiș, pavaj și instalații, o să intre în acel grup câte un consultant din fiecare departament. Grupul va purta denumirea clientului nostru și un șef de departament sau directorul de vânzări. Astfel încât situația să fie sub control și clientul să centralizeze toate informațiile într-un singur loc cu toți oamenii cu care lucrează. Așadar, o facilitate pentru a optimiza comunicarea cu clientul. Exact. Sună și foarte bine. Pot să spun că a fost un succes. Noi am testat înainte să lansăm acest grup. Am testat cu aproximativ 10 clienți care i-am identificat noi că cumpără mai multe produse de la noi și pot să spun că am scurtat foarte mult timp și am evitat și cumva situațiile neplăcute în care, știu eu, mai erau întârzieri de livrare a ofertelor, a proformelor, a hârtiilor, a documentației. Alții au fost cumva împiși de la spate prin faptul că mai erau și alții prezenți în grup și trebuiau să se miște mai repede. E o chestie foarte bună pentru toată lumea și pentru consultanți și pentru noi, că ține lucrurile sub control, dar mai ales pentru client. Pentru că pentru el timpul este cel mai important element. Și atunci s-a confirmat că e o treabă foarte bună cu acest grup. Putem face un cross-sale pentru clienți foarte, foarte benefic. Da, vom vedea ce se va întâmpla, o să vă ținem la curent. Oricum, așteptam targetul nostru este să avem măcar 50 de grupuri până la sfârșitul anului și după aceea vom trage o concluzie despre proiect. Dar avem în plină pandemie două proiecte noi, destul de îndrăznețe, care încercăm să le implementăm cât mai bine. Și vă dorim mult succes, nu mă îndoiesc că vor veni și rezultate frumoase, așteptăm să ne țineți la curent. Că tot vorbeai de timp, în finalul ediției noastre de podcast, aș vrea să transmiți ascultătorilor, drept concluzie, ce impresie ți-a lăsat, să zicem, un anumit articol, un anumit material sau cum te-a influențat în luarea unei decizii? Ce îi place, de fapt, omului Cosmin Răileanu să citească în materie de articole? Cred că pe mine mă impresionează tot ce ține de amintiri. În principiu, toți suntem oameni, toți avem sentimente și dacă răscolești acolo, în interiorul fiecare dintre noi, găsești lucruri minunate. Eu am foarte multe articole de la voi și nu numai despre noi, ci și despre ceilalți sponsori care au participat și vreau să spun că
Ați avut blogger care pur și simplu m-au pus să plâng. Și la noi au fost câteva articole care... De plăcere Dar... sperăm că ai plâns. De Nu, emoție, m-am dat da. la, de emoții, așa. Pur și simplu mi-am imaginat și eu copilăria mea, bunicul meu. Adică s-au creat niște clișee în care mă regăseam. Și consider că, până la urmă, despre asta e viața. Amintirile fac parte din viața noastră, poveștile fac parte din viața noastră și cred că fiecare are o poveste, fiecare lucru, de fapt, care ne înconjoară, are o poveste. Depinde cum o spunem, depinde cum o înțelegem și depinde cum o savurăm. Da, Foarte eu corect. trăiesc fiecare clipă în parte și mă bucur foarte mult că oportunitatea să fiu lângă voi. Sper cât mai mult timp să trăim împreună povești. Mulțumim tare mult, Cosmin. Asta ne dorim și noi, cât mai multe povești frumoase, emoționante, care până la urmă creează amintiri pentru noi toți, cei din comunitatea Superblog. Îți mulțumesc tare mult pentru implicare și timpul acordat. Rămânem aproape ca să aflăm provocarea voastră pentru această ediție Superblog, în care, ziceam, ținem împreună creativitatea aprinsă. Să aveți spor în toate cu noile proiecte Vindem Ieftin și să auzim numai de bine. Vă mulțumesc foarte mult și eu și pe curând! Salutare, superblogări, pe ediția viitoare a podcastului nostru.